Acești costini au 2000 de ani, da? 2000 de ani. Dacă cei care știți sau care nu știți, măslinul se reproduce singur. Deci când la mijloc turbina începe să putrezească, măslinele care pică în interiorul ei, da? Dau lăstari și prin el vin alți măslini. Cei mai mari avem aici 1, 2, 3, 4, 5, foarte celălalt. De exemplu, ăsta din stânga de aici, pe care îl vedem, este plantat în 1964 de un papă. De asemenea, actualul papă are și el plantat unul în 2014, care e foarte mic, avea se vede de fără. Vedem la vieță, da. Acești costini au 2000 de ani, da? 2000 de ani. Dacă cei care știți sau care nu știți, măslinul se reproduce singur. Deci când la mijloc turbina începe să putrezească, măslinele care pică în interiorul ei, da? Dau lăstari și prin el vin alți măslini. Cei mai mari avem aici 1, 2, 3, 4, 5, foarte celălalt. De exemplu, ăsta din stânga de aici, pe care îl vedem, este plantat în 1964 de un papă. De asemenea, actualul papă are și el plantat unul în 2014, care e foarte mic, avea se vede de fără. Vedem la vieță, mă. Da.